Doamnelor și domnilor, ne-am întors aici la Agricultura la Raport. Discutam înainte de pauza comercială cu domnul Petru și ne spunea că statul, până la urmă, nu încurajează foarte tare producătorii de agricultură de tip ecologic. Da, eu am făcut referire la faptul că, deși subvenția pe agricultură ecologică și pe cea în conversie există și este, chiar dacă nu este la nivelul Uniunii Europene, că avem și aici, este o subvenție mai mică, nu asta ar fi problema. Problema este acel angajament de agricultură ecologică luat pe 5 ani, unde măsurile în care de nerespectare sau de neîndeplinire a angajamentului sunt foarte, foarte drastice. Dați-ne câteva exemple ca să înțelegem cât mai bine despre ce e vorba. Angajamentul de agricultură ecologică este făcut pe 5 ani și trebuie respectat pe fiecare bloc fizic, pe fiecare parcelă, care parcelă trebuie să rămână egală din anul întâi până în anul 5. Cu alte cuvinte, dau un exemplu. Așa. Dacă o parcelă are 30 de hectare în anul întâi, ea trebuie să meargă până în anul 5, 30 de hectare trebuie să rămână bătut în cuie. Bun, dacă nu mai aveți cele 30 de hectare, ce se întâmplă practic? Că păi, poate cineva în momentul ăsta vrea să dezvolte o afacere în agricultura asta de tip ecologic păi și își pune întrebarea asta, domnule, dar ce risc eu? Dai banii înapoi pentru toți anii aia în care ai primit subvenția? Exact, asta este cea mai mare problemă. Sancțiunile sunt în cascadă. În primul rând te sancționează 25%, după aceea 50%, urmând ca în ultimul an, de exemplu, de angajament, dacă ai greșit în anul 3, în anul 5, să dai subvenția pe toți anii înapoi, pe toată suprafața. Mi se pare... Dumneavoastră personal v-ați confruntat cu o astfel de situație? Am reușit cu mare efort să închei în anul 2015 primul angajament încheiat în 2011. Am reușit să închei toată suprafața, numai că din motive medicale în anul 2015 am făcut un transfer de exploatație conform legii și îndrumat de funcționarii APIA Călăraș. Am făcut un transfer de exploatație integral, era condiția ca cel care preia exploatația să preia și angajamentul de agricultură ecologică. Numai că cei de la APIA Călăraș n-au recunoscut acest transfer și după 2 ani de zile m-am trezit că trebuie să dau toți banii înapoi pe 4 ani de zile, atât pe agricultură ecologică, cât și în 2015 n-am luat nici subvenția pe suprafață. Pe acea suprafață de 740 de hectare. Despre ce sumă e vorba? Cred că suma se la ora actuală, deci numai sancțiunea este de 1.600.000 de lei. Noi. Deci este o sancțiune destul de mare, este o sancțiune pe care noi suntem convinși că în instanță vom câștiga acest proces cu marea majoritate a juriștilor cu care ne-am consultat. Toată lumea ne dă dreptate, dar în momentul în care un fermier ajunge să dea APIA în judecată, deja acel fermier poate să-și închidă porțile. Un proces poate să dureze 2-3 ani de zile. Degeaba, după 2-3 ani de zile, tu nu reușești să mergi mai departe. Nu ai cum. La fel ca și în agricultura convențională, aici cheltuielile sunt chiar mai mari. Și atunci nu poți să faci față dacă aceste subvenții nu vin la timp. O altă problemă... Atenție, aș vrea să fac o precizare aici. Fermierii ecologici care sunt la început de drum nu trebuie să se sperie de aspectul ăsta, pentru că asta este un caz destul de rar întâlnit și care este, din nou, atenție, pe un transfer de exploatație, deci nu este pe o pe o parcelă din care a plecat, nu știu, de 30 de hectare, să spunem, din care 5 hectare a decis proprietarul lor să meargă în altă parte. Deci problema este transferul de exploatație. Și cred că ar fi foarte util ca autoritățile să facă, nu știu, să găsească o formulă în care informațiile privind agricultura ecologică să fie mult mai accesibile și mai pe înțelesul tuturor, pentru că dacă un fermier care este convențional ia legislația pe agricultura ecologică să o citească, o să zică că nu o să înțeleagă mare lucru, pentru că sunt termeni specifici, sunt condiții specifice, și fără
informația accesibilă, e o decizie pe care nu o vor lua ușor, cu siguranță. Pentru că nu au suficiente informații. Exact. Nu pentru că e greu de luat decizia, pentru că limbajul atunci când care... ești informat, e clar că e o decizie bună. Pentru că ai, ca și fermier, dacă îmi permiteți, domnul Petru știe destul de bine, prețurile pe care le obții pe marfa ecologică versus prețurile pe care le obții pe marfa convențională diferă la fel de mult cum diferă prețul produsului la raft. Adică obții 50% până la 100% mai mult pe produse ecologice decât pe produsul convențional. Da, ai costuri mai mari, dar da, ai și venituri mult mai mari. Mai vreau să fac o precizare care, într-adevăr, sancțiunea este pe un transfer de exploatație, dar dacă ne uităm în sancțiunile care sunt și care sunt foarte greu de înțeles din acel angajament, acolo se vorbește dacă o suprafață mai mare de 2 hectare, deci dacă pleacă 3 hectare din angajament, sancțiunile sunt alea care le-am spus. 25% în primul an, 50% și urmând cu în anul 3 să dai toți banii înapoi. Pentru mai mult de 2 hectare, scrie negru pe alb. Nu este vorba de... La mine este un caz aparte, transfer de exploatație. O vedea. Dar și cel care are 50 de hectare, eu știu, marea majoritate lucrăm cu terenul luat în arendă. Încă nu au apărut proprietarii de teren așa de mari, cu sute de hectare, cu mii de hectare, sau cei care sunt, nu vor să facă agricultură ecologică. Da, aici este corect. Fermierii trebuie să fie foarte atenți la aspectul ăsta. Și nu consider că nu-i corect, dacă i-au plecat 3 hectare din 50, să-l sancționez pe toată suprafața. De acord. Da, era vorba de o propunere și de o... am făcut acea remarcă cu creșterea suprafeței de soia în sistem convențional în România prin această pârghie de subvenționare suplimentară. Da, de ce nu se introduce și pentru agricultura ecologică acel sistem ca la soia? Faci dovada că ai vândut în sistemul ecologic, primești subvenția. La fel, la soia, dacă... faci dovada că ai vândut 1300 de kilograme, primești subvenția pe acea suprafață pe care ai, cu care te-ai înregistrat. La fel să fie și aici. Atunci toată suprafața, toată producția ecologică ar fi foarte ușor de urmărit atât de reprezentanții din teritoriu ai Direcției Agricole, reprezentanții care sunt reprezentanții Ministerului și care urmăresc producția ecologică, cât și de ceilalți factori de decizie și trasabilitatea produsului ecologic ar fi pentru toată lumea foarte clară. Da, cred că răspunsul va fi că o subvenționează deja. Adică că oricum deja suprafețele ecologice sunt subvenționate ca suprafețe, nu ca și culturi vândute, nu ca și produs finit vândut. Dar au mai fost cazuri și sunt destul de clare. De exemplu, mierea ecologică nu este subvenționată, deși omul face dovada că o plătește. De ce? Da. Și avem celălalt aspect în care sunt pajiști ecologice, primesc subvenție, dar ei n-au vândut niciodată de pe acea suprafață să vândă ca ecologic ceva. Doamna Moise, pașii pe care trebuie să-i urmeze un fermier pentru a fi certificat ecologic, care sunt? Pașii sunt următorii. Fermierul trebuie să decidă cu ce organism de certificare vrea să lucreze. După ce discută condițiile colaborării și semnează contractul, fermierul are obligația să-și înregistreze activitatea la Direcția Agricolă Județeană în raza județului unde are sediul social. După înregistrarea la Direcția Agricolă, se poate efectua inspecția în fermă, vizita în fermă. După inspecție, dacă toate obligațiile contractuale între fermier și organism sunt încheiate, fermierul primește certificatul de conformitate. Și aferent certificatului, primește și o anexă la certificat în care sunt menționate suprafețele și statusul suprafețelor respective. Că suprafețele, cum s-a discutat deja, pot fi în conversia anul 1, conversia anul 2, conversia anul 3 sau certificat ecologic suprafața. Așa, rezumat, e destul de puțin. Numai că această certificare trebuie să înceapă, procesul de certificare trebuie să înceapă cât mai devreme în primăvară, pentru că inspecția trebuie să, cel puțin la producția vegetală, trebuie să aibă loc în perioada de vegetație, cât mai devreme, în perioada în care, într-adevăr, se pot verifica dacă în teren au fost respectate sau nu cerințele de agricultură ecologică. Iar în cazul în care fermierul accesează subvenția APIA,
trebuie să fie foarte atent să depună documentele, respectiv certificatul și anexa certificatului, în termenul limită impus de APIA. Aș vrea să facem o precizare foarte grosomodo, așa, ce înseamnă cerințele de agricultură ecologică pentru fermier. De principiu înseamnă fără folosire de pesticide de niciun tip, adică fără folosire de produs chimic, sinteză chimică de niciun tip, și înseamnă o trasabilitate foarte bună și o diferențiere foarte bună. Dacă cumva există producție paralelă cu produs convențional, înseamnă totul diferit, de la câmp până la... Nu producție paralelă, scuze, știu că am folosit un termen greșit. Dacă cumva un fermier care are, să zicem, 100 de hectare ecologic, are și 600 de hectare convențional, atunci totul trebuie să fie separat. Mașinile cu care se recoltează, se înmagazinează, se curăță, trebuie clar folosite, fie diferit, fie să fie foarte bine curățate când se schimbă de la un flux la altul, pe ecologic și pe convențional. Exact. Aici aș mai face o mențiune și aceea că fermierii care au activitatea asta în paralel trebuie să înțeleagă că trebuie să asigure, să ofere organismului de control, de certificare, să-i ofere acces la întreaga activitate a fermei, inclusiv la partea convențională, pentru că organismul de certificare va merge și va verifica stocurile de substanțe, inclusiv pe convențional, și cantitățile intrate, cantitățile folosite și stocurile fizice existente în fermă. De ce se face lucrul ăsta? Este tocmai pentru ce vorbeam noi mai devreme, pentru siguranța consumatorului final, că produsul pe care el îl cumpără de la RAF din magazin și îl folosește, chiar este ecologic 100%. Aici organismul de certificare are un rol foarte important și el își face treaba. Practic, el este cel care ne asigură pe noi, pe toți ceilalți, că într-adevăr produsul pe care îl consumăm e ecologic. Și de asta fermierii trebuie să pună, nu numai fermierii, procesatorii, toți cei care sunt incluși în lanțul ecologic, trebuie să pună toate cărțile pe masă. Exact. Și să fie deschis, să aibă transparență totală. Să aibă transparență totală și să-l convingă până la urmă pe cumpărător că respectivul produs este ecologic. Pentru că am auzit de foarte multe ori discuția asta, aia, domnule, lasă că știu eu că da, e și nu e. Și eu am auzit-o, dar este total greșită. Deci vreau să vă spun că este o percepție eronată pe care oamenii o au, probabil din lipsa de informație. Dar de unde până la urmă s-a creat percepția asta? Din cauza faptului că sunt așa ziși producători de... produse ecologice care au nu fost... sunt ecologici sau până acum era legislația mult mai permisivă și oamenii își permiteau Nu, legislația nu era permisivă, au fost câteva scandaluri, au fost câteva probleme, câțiva oameni de rea credință care s-au gândit ei să facă niște bani peste noapte din treaba asta cu agricultura ecologică și atunci ei au aruncat o umbră asupra întregului sistem și toți suferim din cauza asta, de la fermier până la cumpărătorul final, care cumpără produsul de la RAF. Și mai este și pur și simplu lipsa de informare. Oamenii nu știu. Exact. Dar noi de asta explicăm exact cum se întâmplă certificarea asta, ce produse ai voie să folosești, ce produse n-ai voie să folosești. Chiar am să fac o paranteză aici. Spunea Iuliana un pic mai devreme de produsele fitosanitare pe care... care sunt permise în agricultura ecologică. Există o listă foarte clară, foarte strictă. Ele n-au nicio treabă cu pesticidele, n-au nicio treabă cu produsele dăunătoare. Închid paranteza. Ideea este că oamenii trebuie să fie informați de faptul că în momentul în care un produs are eticheta de eco, este 100% sigur, pentru că el trece prin multe, multe, multe etape de control, fără de care n-ar primi eticheta respectivă. Frunzulița cu steluțe albe pe fundal verde ne asigură că produsul ăla este super bun de consumat. Iar consumatorii... Da. Vă rog. Aș avea ceva de adăugat, adică să punctăm cât mai bine ceea ce a spus Laura cu privire la produsul ecologic. Avem un contract în derulare de rapiță ecologică cu o firmă din Austria. Bun. Deci în afara certificării, în afara controlului de la organismul de certificare, firma din Austria a venit în fermă, știe deja de toamna, știe unde sunt parcelele amplasate, au luat în prezența noastră, au luat probe atât în toamnă, cât și în primăvară când păstăile sunt deja formate, au luat probe și le-au dus la laborator. Mai mult de atât. Organismul a luat probe? Organismul și-a făcut treaba. Deci organismul a venit și-a luat și el probe, a ridicat și el probe, dar în afară de probele ridicate de organismul de certificare, că o să vedeți cum merge treaba.
prima dată a venit organismul, nu, a venit cel din Austria, a luat probe, după aceea a venit organismul de certificare, ca după aceea să aflăm că uleiul care va fi produs din această rapiță va merge în Germania. Firma din Germania care folosește acest ulei în produsul lor, a venit un reprezentant de la, și din Germania cu cel din Austria, au venit împreună și au ridicat pentru a treia oară, au ridicat probe din lanul de rapiță. Adică lucrurile sunt foarte clare. Nu merge să ne jucăm cu așa ceva. Nu poți să... Sau dacă cine încearcă, îi păcălește o singură dată. Și a doua oară, sigur, nu îi mai păcălește. Sau poate, sigur, nu poate să-i păcălească. Sunt nici verificate și răzverificate până la urmă toate culturile. Și ca să fim foarte clari și că nu facem treaba asta numai așa de dragul ecologicului, din punct de vedere financiar, într-adevăr, lucrurile stau foarte bine. Noi am constatat chiar la nivelul fermei că ferma este foarte bine, profitul este mult mai mare. Cu cât procentual față de cel convențional? Nu putem să dăm un procent, pentru că el variază. La unele culturi este mai mare, la unele este mai mic. Dar pe total, profitul este undeva la cu 50% mai mare decât în fermele convenționale. Deci lucrurile stau bine din punct de vedere al profitului. Dar mai ales, aș vrea să subliniez, mai ales dacă se merge pe contracte semnate de dinainte de însămânțare, pe proiecte, pe parteneriate efective, adică mai ales în cazul în care fermierul nu așteaptă recolta și să primească ofertă de la unul și de la altul, ci merge pe o treabă anticipată, pe a-și face un contract de dinainte de însămânțare sau chiar din timpul perioadei de vegetație. În cazul ăsta ai stabilitate, știi exact ce preț ai, deci poți să știi ce costuri poți să ai pe cultura respectivă, ai un control mult mai bun și dacă ai o relație foarte bună cu informațiile din piață, ca să zic așa, poți să, în funcție de rotația culturilor, să accesezi anumite proiecte care ți aduc un profit mai bun pe hectar. De exemplu, poți să accesezi proiecte de cultivare de cânepă, care pot ajunge în producerea de sămânță până la 2000 de euro pe hectar. Poți accesa proiecte de cultivare de rapiță, hol se numește, adică cu un conținut foarte ridicat de high oleic și un conținut foarte scăzut de linoleic și care are un premium de preț bunicel față de rapița ecologică clasică. Nu față de rapița convențională, față de rapița ecologică. Sunt, de exemplu, proiecte de floarea soarelui. Floarea soarelui, așa, super, super high oleic, să-i spunem, care au un conținut foarte ridicat de high oleic și atunci și ele beneficiază și de un premium de preț, dar și de o plată în avans. Adică, dacă știi să găsești cumpărătorul potrivit, partenerul potrivit și te ocupi de asta din timp, atunci poți avea niște beneficii majore. Noi facem chestia asta cu... Vin să o completez pe Laura, are dreptate. Noi de 3 ani de zile avem un contract, un parteneriat cu o firmă din Germania pe rapiță haioleică, unde sămânța este trimisă direct din Germania înainte de semănat. Uh-huh. Sămânță care îndeplinește toate condițiile pentru a fi semănată. Această suprafață este recoltată separat, depozitată separat și merge direct către el. Nu avem voie, chiar dacă nu acceptă marfa, dacă nu, Doamne ferește, nu acceptă marfa, nu avem voie să vindem această marfă către nimeni. Deci ar fi o pierdere extraordinară. Dar până acum lucrurile merg foarte bine și prețul este într-adevăr preț premium. Chiar mult mai mare față de rapița ecologică obișnuită. Da. E o afacere de succes până la urmă, agricultura ecologică, da. Dacă știi să o faci și dacă ai deprins toate secretele, din câte înțeleg de la dumneavoastră, și îndemnați până la urmă fermierii să se ducă în direcția asta. Eu sunt convins că lucrurile sunt pe drumul cel bun, mai ales că au început să apară și procesatorii în România care vor deja marfă ecologică. Avem cerere începând din acest an. Am spus pentru firma din Spania, pentru sfeclă roșie, deja și firma din România, o fabrică de conserve, cere această sfeclă roșie, cere de asemenea fasole păstăi, ecologic tot, la fel ca să o proceseze în România și să o vândă, sunt convins, să o vândă și în România, probabil și în altă parte. Deci lucrurile încep să meargă.
De menționat că și procesatorii, așa cum spunea Laura mai devreme, întreg lanțul care, prin care trece produsul ecologic este supus certificării. Asta, am ținut să fac mențiunea asta în ideea în care consumatorul să fie convins de faptul că produsul ce ajunge în raft este într-adevăr ecologic. Pentru că și la nivel de unitate de procesare sunt anumite reguli și restricții care sunt... nu sunt impuse, pentru că sistemul ăsta de certificare ecologică este voluntar, dar în momentul în care un procesator decide să proceseze produse ecologice, el respectă anumite cerințe. Eu, iarăși, cum e în ferme, există o listă de auxiliari tehnologici, aditivi, care pot fi permiși. Există anumite limite și de cantitate care sunt acceptate. Și cu siguranță produsul certificat ecologic procesat, care are și plus valoare, cu siguranță conține mult mai... de fapt, ce scrie pe eticheta aia și conține. Nu este nimic ascuns, nu este nimic care să rămână nedeclarat, să rămână sau să rămână cu un E, mai știu, 350 sau ce numere mai au pe etichete. Pentru că la nivel de procesare sunt interzise toate procesele care... denaturează adevărata natura produsului, care îi alterează natura adevărată, sunt interziși coloranții de sinteză chimică, mai știu eu, substanțele aromatice. Cu alte cuvinte, sunt mult mai sănătoase produsele eco decât cele convenționale. Românii au putere de cumpărare? Se îndreaptă către astfel de produse? Eu nu pot să vă spun decât atât. Deci, producția de ou ecologic în România a început undeva prin 2008, dacă nu greșesc, 2009, și de atunci avem o creștere fantastică, o cerere în continuă creștere pentru ou ecologic. La ora actuală chiar nu putem să satisfacem cererea din piață. Deci există o cerere foarte mare, dar nivelul unei ferme care nu poate să aibă o exploatație, o unitate nu poate să aibă mai mult de 3.000 de găini ouătoare. Apariția unor ferme ecologice încă în ultimii ani nu am văzut deloc. Deci, la ora actuală pot să spun că cererea este în continuă creștere, atât pentru ou ecologic. Am uitat să spun că deja apare și un procesator pentru făină ecologică, tot în România. Va vinde, sigur, și pe piața din România, probabil va vinde și în altă parte. Domnilor, domnule, suntem pe finalul întâlnirii noastre. Aș vrea să trageți fiecare câte o scurtă concluzie până ne luăm la revedere. Eu aș vrea să mă refer la fermieri în principal, pentru că simt că aici putem să aducem cel mai mult plus valoare, fiind prima verigă din lanț, de la care pleacă tot. Și aș vrea să încurajez fermierii să vină către sistemul ecologic, pentru că, din punct de vedere financiar, are sens pentru ei. Cred că asta este temerea principală a fermierilor. Și dacă se tem că nu pot avea atât de ușor acces la proiectele de tipul celor pe care le-am menționat mai devreme, numai în portofoliul nostru sunt peste 200 de cumpărători pentru cultură mare, pentru horticultură și pentru fructe. Deci, clar, acces ușor pot găsi. Doamna Moise. Sunt de aceeași părere cu Laura, anume fermierii ar trebui să-și îndrepte atenția și către agricultura ecologică și nu trebuie să se lase doborâți de primul impact, acela că nu se înțeleg regulile, pentru că regulile pot fi înțelese, organismele de certificare sigur explică regulile, de la bun început regulile jocului sunt expuse. Și eu cred că trendul este unul ascendent și ar trebui să rămână așa. Domnul Petruș, foarte pe scurt. Pentru a sensibiliza fermierii să treacă de la sistemul de agricultură convențională la cel ecologic, consider că sistemul de sancțiuni care se aplică la ora actuală fermierilor din agricultura ecologică trebuie schimbat. Indiferent sub ce formă, nu poate să existe în forma actuală, dar în același timp consider că un sistem de control din partea organelor statului și al organismului de certificare trebuie intensificat
ca în sistemul de agricultură ecologică să nu mai pătrundă falși agricultori care se fac această agricultură. Câți rămânem, să rămânem, dar să fie ceva adevărat și cu care putem să mergem mai departe. Domnilor, domnule, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici la Agricultura la Raport. Noi luăm o scurtă pauză comercială și după câteva minute revenim cu alți invitații.